Serghei tot. N-are cum să nu le știu, mă. Păi tu nu vezi, suntem live? Nu. Ba da. Dar filmăm, filmăm, adică e ok. Păi nu vezi că toate sunt făcute, tu nu mai le recunoști. Zici că toate sunt la fel. De ce, mă, Serghei, de ce spui asta? Prea mult, mă, boală și obraji și toate alea. Nu-s că toate seamănă la un moment dat. Deci tu ești cumva împotriva operațiilor nu, estetice. Nu, 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 nu. Dacă n-ai țâțe, pune-ți dacă ești complexat. Dacă ai mare sau mic, ridică-ți și astea. Dar la un moment dat, unele, când sunt prea purisanci, își fac fețele aia, deci zici că toate sunt la fel. Dai mâna cu ea și zici că ia la altă. Deci le uiți cum ar veni. Dar seamănă identic, uite-te puțin în sală. Dar de ce crezi că se întâmplă chestia? Că toate își fac aceeași, așa și... Deci există un ideal de frumusețe, practic. Băi, eu zic că la un moment dat și vârsta care o ai, trebuie, bă, să te îngrijești, te faci, nu, că și-o am 70 de cotoani. Dar nici chiar să nu mai te recunoască măta când se uită la tine. Când se uită la tine, zic, măta, cine ești? Hoții! Ok, dar tu nu ai recurs niciodată la absolut nimic, adică... Da, da, mi-a micșorat, p***. Alo, alo, Serghei, de ce m-aș fi așteptat? De ce m-aș fi așteptat la răspunsul ăsta de la tine? Adică, dacă scădea părul, făceai implant, nu-ți făceai. Nu. Dar cât, la cât sunt de urât, mă încurca părul sau... Toată lumea s-a luat de dinții mei, ce dinții ai, pentru... Dacă nu aveam dinții, de ce îmi spunea? Așa am să mă iau cu ei. Când se ia de dinți, imediat atac. Am înțeles. Deci nu te-ai gândit niciodată să spui fațete sau ceva. Restul frumos tot. Dinții mă încurcau. Am, ok, ești un bărbat mișto. De ce zici? Ai și stil. Mi se pare că tot timpul ai fost degajat, așa bine îmbrăcat. Adică sunt degajat, da. Eu că dacă sunt atol terebe din fața oglinzii, mă sperii și eu. Am înțeles. Fii atent, Serghei. Eu am o întrebare și e ușor incomodă, dar știu că tu ai glumit toată viața. Nu, no, man! Cum aș putea să te întreb așa eu ceva? Știu. Ești cel mai straight bărbat pe care l-am văzut vreodată, adică nu mă gândesc că ai fi făcut vreodată așa azi, ceva. Pe sistemul, uite așa, aș vrea să mor, s-a gândit vreodată Serghei Mizil cum ar vrea să moară? Sau cum își portretizează episodul ăsta nefast? În somn. Așa ți-ai dori? Da. Mă uitam acum fără catering, da. Că tot vreau să-mi iau o pastilă, o chestie asta. Că am văzut pe ăștia care au avut o boală și au stat foarte mult. Când nu mai vezi de pe tine în pampă, nu mai știi cine ești și alea. Pune și mie o cola, te rog. O cola zero, pune și mie. Ăla, mă? Păi, dar plec la realitatea. Așa? Încurci și pe aia, te încurci și pe tine, nu mai știi ce e cu tine. Dar acum am văzut că mai multe țări afară au legalizat eutanasierea. Ok. Păi și... Asta e o variantă bună în cazul în care, bă, nu mai vrei să o duci pe picioare, dar... Că nu vreau să mierlesc după un șpriț și în somn. Să mor eu, nu bine. Serghei Mizil, dezarmant de sincer. Dar până la urmă, de ce ai vrea să ți se întâmple chestia asta? Eu cred că o duci până la 100 de ani minim. Ne. Minim. Ba da, păi la ce viață, la ce viață ai sunt astea. Fac sport, dar sunt sudor. Eu nu cred că tu mai bagi atâta cât băgai în tinerețe acum. Întreabă-l pe domnul care a plecat de lângă noi. Orațiu și el de meserie, cum ar veni. Cu mâna mea dreaptă. Serios? Adică ai amintiri? E, cum? Am nenorocit sute de filmări. Auzi, dar te-ai dus vreodată în stadiul ăla la televizor, într-un stadiu avansat de ebrietate la televizor? Serios, cum ai văzut curul la primii? Serios? Mai văzut sau nu? Nu. Prinde-mă primii de Capatos. A, gata, țin... Da, gata, țin. Și odată tot la ei, eram așa matol când s-a scris și am crescut în spate. S-au speriat toți când mă căutau simtul și aveam printre alea pe jos. Deci tu n-ai foarte, foarte multe amintiri de-a lungul timpului. Sau și dacă le-au rămas pe cameră, dacă stai să te gândești. Da, nu mă, eu nu mă uit în spate. Ce am făcut, am făcut, nu mă te. Mândru, mândru. Le-ai mai face încă o dată? Toată viața. Dar e ceva ce ai schimba? Aș învăța mai multe limbi străine. Să mor eu. De ce? Care e raționalul? Știu franceză și asta mă duc, stau ca bou peste tot dubul. Zim-mi și mie, zim-mi și mie. Am înțeles. Deci tot ca să te prindi. Nu, ca să poți să te descurci în orice situație. Am înțeles. Îți mulțumim, te pupăm. Mă uit la 5 posturi porno, acolo e singura engleză care o înțeleg. Oh, oh, a, u. Pa, mersi.